Ținând cont că sunt într-o formă bună, vin după două victorii în campionat, va fi un meci extrem de dificil. A arătat că știe să joace fotbal, au jucătorii care pot face diferența, de aceea trebuie să fim foarte atenți la ei. Pe cealaltă parte, cum e CFR, cum a fost această săptămână? Da, o săptămână bună, am antrenat bine, din păcate am avut și câteva probleme medicale, dar știm ce ne așteaptă, știm ce trebuie să facem, sperăm să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de puncte. Elcadori, am înțeles că s-a accidentat, e vorba de o ruptură musculară, semn că va sta mai multe săptămâni, nu? Da, dar întindere de gradul 1, acum sperăm că se intre cât mai repede posibil. La lucrul acesta mă refeream când spuneam că am avut ceva probleme medicale. Era un jucător important în formă, care aveam nevoie. Din păcate trebuie să jucăm și fără el. Cresic, era și el accidentat, din ce mi-ai spus săptămâna trecută. Care mai e situația lui? Se recuperează, Cresic, sub tratament. Ei sunt cei doi jucători cu probleme medicale. În rest, tot lotul e valid. Și Camora? Poate să joace? Poate să ducă un meci întreg? Camora s-a antrenat bine și săptămâna asta cred că are minute în picioare. L-ajută și fizicul. Sperăm să avem și șansa să-i oferim mâine în minute. Cum crezi că vei fi primit de galeria de la Dinamo? Știu că ai mai jucat împotriva lor atunci când erai antrenor la Craiova. Acum încă să lupta e mai intensă și pentru voi, dar și pentru ei care trebuie să se salveze de la retrogradare. Cred că bine, nu ar avea de ce să mă primească în altfel. Am fost acolo, am câștigat cu Dinamo, deci m-aș bucura pentru ei să se salveze de la retrogradare, că așa cum spuneam, fotbalul românesc în general are nevoie de Dinamo, dar o Dinamo puternică pentru a anima puțin sau și mai mult fotbalul nostru. Deci cred că ar fi bine pentru noi în general ca Dinamo să rămână în Liga 1. A fost șocant pentru tine să vezi o Dinamo care retrogradează și care anul trecut pe vremea acesta juca în Liga 2? A fost neobișnuit, nu? Pentru toată lumea, cred. Au și prima dată în istorie că s-a întâmplat acest lucru, deci mă bucur că au revenit și sper să continue Liga 1. Care ar fi pericolele principale de la Dinamo? Dinamo are o forță colectivă, așa cum am văzut, nu neapărat, dar putem să le... Sunt și jucători acolo în față care pot face diferența, de aceea trebuie să stăm foarte atenți, să fim foarte atenți. Sentimental, are vreo semnificație acest meci pentru tine, din punct de vedere sentimental? E până la urmă echipa care te-a lansat în fotbalul mare? Da, vreau să spun că are, întotdeauna când juca contra lui Dinamo, a fost un meci special și așa va fi și mâine seară. Deci, dar asta nu schimbă cu nimic faptul că fac treaba, sunt profesionist și fac treaba pentru CFR și sper să câștig mâine. La capitolul moral mă gândesc că stați bine după rezultatul de la Craiova. Stăm bine, da. Totdeauna există presiunea rezultatului. Trebuie să ținem aproape de Rapid și FCSB și de aceea avem această presiune a rezultatului. Totuși, sau cel puțin Cluj, oare indirect v-a ajutat oarecum, făcând egal cu FCSB? Cred că s-a mai micșorat puțin distanța dintre voi și FCSB. Da, contează și jocul rezultatelor până la urmă? Contează, bineînțeles, că cu cât distanța e mai mică atunci când intri play-off, cu atât șansele cresc. Era o distanță considerabilă între noi și FCSB. În momentul ăsta, cred că FCSB cât și Rapid au primele șanse, fiind acolo un avantaj în clasament, dar vom vedea ce se va întâmpla în următoarele patru etape. Glumim puțin, am văzut că de câte ori s-a dus Mircea Lucescu la Săftic ca să-i încurajeze pe jucător, Dinamo a ieșit cu bine din meciuri. Și astăzi s-a dus, se pare că e talismanul norocos al celor de la Dinamo. Să vedem mâine seara. Și oricum, ultima victorie a dinamoviștilor datează din 6 mai 2017 aici, pe teren. Asta nu schimbă nimic, că și Rapid nu câștigase de 12 ani în Groia și s-a întâmplat. E o echipă periculoasă, aflat într-un moment bun, o echipă de tradiția fotbalului nostru, deci trebuie tratat meciul foarte serios. Văzusem astăzi și informația cum că Gabi Tamaș va fi cooptat în conducerea celor de la Dinamo, director sportiv cel mai probabil. Foarte bine. Se negociază cu el. Foarte bine, m-aș bucura pentru Gabi și pentru Dinamo. E legat de Dinamo, a jucat acolo, știe ce înseamnă Dinamo. Dinamo și ea fără doi jucători important. Politic, am înțeles că nu există nicio șansă să joace. Amzăr,
probabil eu am auzit va uita pe parcurs. Eu am auzit că Politic s-a antrenat și e totul regulă. Ei spun că nu are nicio șansă să joace. Așa spune ei, dar noi am auzit altceva. Deci, nu știu, nu contează lucrurile astea, cu toate că Politic e un jucător care e într-un moment bun, a și marcat etapa trecută și în anumite meciuri, jucător periculos, dar vom vedea ce echipă va folosi. Te aștept la un stadion plin? E totuși meci cu Dinamo? Da, mă aștept, de ce nu? Aștept fanii noștri să vină, să ne susțină, să fie lângă noi și să ne împingă către victorie. Ce mesaj ai avut pentru jucători? Sau ce mesaj vei avea pentru ei la ultimul antrenament? Continuitate în rezultate, că asta, de asta avem nevoie. Atât.